După ce au trecut cu bine de proba cântarului, cei trei pugiliști de la Clubul Sportiv Municipal Zalău Adrian Popuțea, categoria 91 de kg, Sobo Robert, categoria 75 de kg și Alin Ciupe, categoria 64 de kg, au așteptat cu încredere tragerea la sorți, tragere care a apărut favorabilă sportivilor noștri. Din păcate pentru Clubul Zălăuan, debutul în competiție nu a fost așa cum s-a așteptat toată lumea și în prima gala ediție 2013 a Cupei României, Sobo Robert, principalul favorit al unității sportive sălăjene la o medalie, a fost eliminat din competiție de un sportiv de la Clubul Sportiv Dinamo București. Deși au plecat cu obiective îndrăznețe la Bacău cu cucerirea 3 medalii, speranțele clubului au fost spulberate încă din prima zi de concurs, dar ceilalți doi pugiliști rămași în concurs speră să câștige meciurile pe care le vor disputa în gala din această seară. Azi vor intra în concurs Alin Ciupe și Adrian Popuțea. În limitele categoriei 64 de kg, Alin Ciupe va avea ca și adversar un sportiv de la Clubul Sportiv Voința Cluj-Napoca, în timp ce Adrian Popuțea, categoria plus 91 de kg, va întâlni în meciul pentru cucerirea cel puțin medaliei de bronz un sportiv din Brăila. La startul Cupei României la box de la Bacău, competiție ce se desfășoară la 10 categorii de greutate, s-au aliniat 84 de sportivi.